niște oameni politici fără minte nu l-ar crea dacă s-ar rupe USL-ul. Deci eu nu le dau nicio șansă să câștige prezidențialele dacă se rup. PSD-ul, ei se joacă acum, se joacă de a crin să vedem dacă o să fie candidatul nostru. Ei trebuie să știe că în momentul în care stabilesc să aibă propriul lor candidat, ei pierd alegerile. Păi cum credeți că nu s-ar găsi o formulă în toată dreapta pentru turul 2, nu pentru turul 1, în care să se meargă cu candidatul dreptei care intră în turul 2, indiferent cine ar fi, să fie susținut de toate partidele și partidulețele din spectrul de dreapta. Da, dar vedeți PSD-ul susținându-l pe Crin Antonescu la prezidențiale? Dacă sunt inteligenți, da. Dacă vor să nu aibă președinte încă 5 ani, rup alianța. Cât de ușoară ar fi viața PSD-ului cu un președinte precum Crin Antonescu? Mult mai grea decât cu mine. Mult mai grea decât cu mine. Deci vor avea nevoie de pe acum să semneze un pact de coabitare Victor Ponta și Crin Antonescu într-un viitor din ăsta. Dacă vor să rupă... Deci eu zic că PSD-ul nu poate câștiga singur alegerile și nu văd cine mai rămâne cu ei în alianță în afară de Voiculescu. De care pe alocul care acum e cu PNL-ul în alianță. Atenție! Teoretic. Da, fapt, Dumnezeu știe cum e la ei, că acolo, atunci când e un conglomerat de ăsta de 70%, nu mai știi cine cu cine e. Însă, după mine, Victor Ponta n-are nicio șansă să iasă președintele României, pentru că asta înseamnă candidatură Victor Ponta, ruperea alianței USL, în care PNL-ul pleacă și... Nu cred că oamenii politici de dreapta nu vor avea capacitatea să voteze, să dea voturile, să ceară electoratului să voteze candidatul dreptei, indiferent cine intră în turul 2. Poate intră Crin Antonescu, poate intră Predoiu, poate intră Răzvan Ungureanu, poate intră Emil Boc. Cineva bun, intră dar dumneavoastră îl vedeți și pe Crin Antonescu posibil candidat susținut de întreaga dreaptă? Doamna mi-a spus o întrebare dificilă și nu vreau să se interpreteze că dau un semnal cuiva sau altcuiva. Ca atare nu vă răspund la această întrebare, dar decât un plagiator mincinos ca Ponta, orice soluție e mai bună. Pentru că Ponta guvernează mințind. Plagiatul este doar ce știm noi cert din minciunile lui Ponta. Dar omul ăsta minte de dimineață până seara. Cum spui tu, președintele ne-a vândut la Bruxelles că a fixat deficit mic și tu ai votat tratatul fiscal în Parlament. Cât de mincinos poți să fii sau cum crezi că poți minți electoratul la nesfârșit? Este doar un exemplu, dar omul ăsta minte constant. O țară condusă prin minciună e un dezastru. Regretați în acest moment decizia pe care ați luat-o la momentul respectiv de a-i da mandat lui Victor Ponta, domnule premier? Am și eu niște limite și ele îmi sunt puse chiar de spiritul a ceea ce înseamnă democrația. Când a fost la limită cu un PDL care sau cu o alianță, da, care pierduse cu 2-3% în fața PSD-ului în 2004, am putut forța nota să las PSD-ul în opoziție, deși ei erau câștigătorii alegerilor. Pentru că am găsit soluția pe care eu am considerat-o imorală, dar politic corectă, pentru că am vrut să aduc alianța la guvernare, să-i dau lui Tăriceanu mandatul. Dar acum aveam în față o reprezentare în Parlament de 70%, nu poți mistifica democrația. Asta era o mistificare a democrației, să nu fi dat candidatului acestei alianțe mandatul de prim-ministru. Sigur, se putea imagina orice,
dar cred că nu era bine. Nu era bine să creăm un astfel de precedent în care să dau mandatul altcuiva. Mai ales că trebuia să ții cont. Și de ce îți spun cei 70%? Uite, dintre noi 70%, pe ăsta l-am desemnat. Cum să faci tu ca președinte care nici măcar n-aveai în spate un partid cu 35%, ceva să găsești o soluție? Deci democrația are limite în care poți juca. La 2-3% am putut să găsesc o combinație politică, la 70% n-aveam cum. Dar revenind la timpul prezent, dumneavoastră, nu credeți în realitatea acestei neînțelegeri din ce în ce mai... Da, doamnă, să ne înțelegem, eu cred. Deci oamenii ăștia sunt certați, se mai înțeleg sau nu se mai înțeleg? Sunt certați, se înțeapă, au început să nu se înghită unul pe altul, sunt presiunile din teritoriu pentru că fiecare concurează cu fiecare pentru imagine și în teritoriu și la nivel central, dar astea sunt ranchiune și supărări locale și tot mai dese. Dar nu ruptură, doamnă, pentru că PSD-ul, dacă se rupe de PNL, pierde președinția. Singura lor șansă este să aibă o negociere, dacă vor să aibă președinte, să aibă o negociere cu liberalii. Să inverseze rolurile, să inverseze rolurile, eventual. Strategia aceasta. Da, dar ei singuri nu pot da președinte. Chiar dacă vin cu o candidatură surpriză, gen Muguri Sărescu, despre care s-a vorbit pe la colțuri, așa? Doamnă, hai să lăsăm pe Muguri Sărescu la Banca Națională. Nu mai luați în calcul așa ceva. Nu luăm varianta nu, asta în nu calcul. Nu cred că Muguri Sărescu intră într-o asemenea competiție. Dar despre unificarea dreptei ce ne puteți spune, domnule președinte? Pentru deci, că despre USL știu cert. Că nu se rupe USL-ul. Că nu se rupe, adică doar dacă sunt... Bun, n-aș vrea să fiu atât de categoric, dar în cazul în care sunt oameni politici raționali, ei înțeleg că nu, PSD-ul nu poate da președinte. PNL-ul are șanse mai mari, dacă se rupe, să dea președinte decât are PSD-ul să dea președinte dacă se rupe USL-ul. Asta este și miza lui Crina Antonescu în momentul în care tot iese și înțeapă PSD-ul, că ar putea să câștige și fără. Eu cred că poate să înțepe și mai tare, că nu vor renunța pentru că PSD-ul nu poate da României președinte, înțelegeți? Mai ales când personajul este Victor Ponta, cum, hai, pui, dacă eu aveam acest argument, era singurul cu care i-aș fi putut spune USL-ului la momentul formării guvernului, uite, pentru că ai plagiat, nu te pot pune, dar nominalizați-mi pe altcineva. Dar la ora aceea n-aveam niciun argument. Însă, după mine, PSD-ul singur nu poate da președinte, iar dacă se rup, PNL-ul are o șansă în plus să dea președinte, că dacă va intra Crina Antonescu în turul 2, probabil că și celelalte candidaturi de dreapta se vor strânge în spatele lui Crina Antonescu. Nu mi-ar, sigur că nu-mi place, dar nu sunt un om politic lipsit de simț politic. Da, l-ați văzut performând pe Crina Antonescu în funcția de președinte, doamnă, interimar, desigur. Între turul 1 și 2, dacă el intră în turul 2, mă angajez să-l învăț ce are de făcut, numai să facă ce trebuie. E aproape o ofertă politică. Nu e nicio ofertă, e o glumă, că nu o să accepte niciodată și nici eu nu m-aș duce dădacă la unul precum Crina Antonescu. Dar după mine, în situația în care se rup, PSD-ul nu poate da președinte, pe când dreapta va da președintele. Că intră Predoiu, că intră Ungureanu, că intră Boc sau intră Crina Antonescu în turul 2, acela va fi câștigătorul, reprezentantul dreptei care intră în turul 2. Boc în turul 2, asta ar presupune ca Emil Boc să candideze și... Deci eu am dat niște nume. Nu, dar haideți să rămânem puțin la numele ăsta, pentru că am o întrebare, evident. A apărut o fotografie acum câteva săptămâni cu dumneavoastră, Emil Boc și Elena Udrea la o discuție. Ați încercat să îl convingeți să candideze pe Emil Boc? Știu unde a apărut, într-un restaurant...
serveam masa. Da. Nu luați orice fotografie ca semnal politic. Sigur, cu Emil Boc vă pot spune și cum a fost povestea. S-a întâlnit Emil Boc cu Elena Udrea și m-au discutat. Mi-a dat Emil un telefon. Suntem aici, vorbim. Zic, haideți la mine că vă dau să mâncați la cazarmă, la Cotroceni, adică. Că era ora prânzului. Și până la urmă i-au spus, da, nu mai bine mâncăm în oraș. Zic, hai că vin eu în oraș. Și ne-am văzut la restaurantul unde s-a făcut fotografia. Deci n-are nicio semnificație. Mie cu Emil mi-e drag să mă întâlnesc oricând. Dar ați declarat nu odată că v-ar plăcea să fie candidat la prezidențiale. N-ar plăcea pentru că e un om extrem de onest și are curaj în momente dificile. Momentele în care nu ne-am înțeles a fost povestea cu TVA-ul, când el presat de coaliție, dar el stătea nas în nas și cu PDL-ul, care n-a vrut altă soluție decât creșterea TVA-ului, și cu UDMR-ul, și UNPR-ul, și minorității. Totuși, domnule președinte, dar, aveți încredere... Dar Emil este un om onest, care a reușit să apere justiția în continuare, ceea ce e foarte important, și ar ține serviciile secrete neutre politic. Ceea ce iarăși este foarte important pentru sănătatea democrației la noi. Eu când aud de candidați care vor să aducă pacea, pacea ne-a adus-o Iliescu și nici acum n-am lichidat urmările guvernării Năstase sub patronajul lui Ion Iliescu. Ion Iliescu a închis ochii la toate ramificațiile caracatiței care s-au creat în timpul privatizărilor. Și acum suportăm costul prezenței lui Iliescu timp de 10 ani la Cotroceni și a lui Adrian Năstase la guvern timp de 4 ani. Revenind totuși la Emil Boc, nu